Ca în fiecare an, în luna august, cadrele didactice stagiare sunt obligate să se prezinte la examenul de definitivare în învățământ. Anul acesta, unul dintre cele mai importante examene pe care trebuie să le promoveze un cadru didactic care vrea să predea în învățământ, s-a desfășurat la Piatra Neamț. Iată rezultatele înainte de contestații ale dascărilor nemțeni care s-au prezentat la examenul de definitivat. Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, s-a organizat în conformitate cu prevederile OMEN numărul 4802 din 2014, privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ. La proba scrisă a examenului au fost înscriși 197 de candidați care au întrunit condițiile de participare conform legislației în vigoare. Dintre aceștia, 132 au finalizat proba scrisă și 65 au fost absenți sau s-au retras din examen. Procentul de probabilitate înainte de contestații la examenul național de definitivare în învățământ pentru candidații din județul Neamț a fost de 68,94%. O repartizare a rezultatelor pe tranșe de medii ar fi astfel: între nota 9,99, 31 de candidați, între nota 8, 8,99, 60 de candidați. Contestațiile s-au depus la centrele de examen în zilele de 11 și 12 august, urmând a fi soluționate de o altă comisie de profesori examinatori. 7,99, 11 candidați, 6,99, 18 candidați, 5,99, 8 candidați, note mai mici decât 5, 4 candidați. În perioada 11-12 august, candidații care contestă rezultatul obținut au depus cereri pentru reevaluarea lucrărilor la centru de examen, la Colegiul Național Calistrat Cugaș. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 18 august la centru de examen și pe site-ul dedicat definitivatului. Examenul de definitivare în învățământ este organizat la nivelul fiecărui județ de inspectoratul școlar respectiv. Examenul constă în promovarea a cel puțin 2 inspecții la clasă și într-o probă scrisă la disciplina la care se înscrie candidatul. Subiectele sunt elaborate de specialiști ai Centrului Național de Evaluare și Examinare în concordanță cu programele elaborate de specialiștii din Ministerul Educației. Nota minimă de promovare a acestui examen este 8. Un candidat are dreptul la a se prezenta la acest examen, care îi dă dreptul la titularizare pe un post în învățământ de 3 ori în 5 ani. Media minimă de promovare a examenului de definitivat trebuie să fie 8. Cei care nu promovează examenul pot fi încadrați în învățământ și salarizați doar ca suplinitori.